Bună ziua, doamnelor și domnilor! Cezar Zamfir, ajunul Crăciunului 2022, 24 decembrie. Sunt la stupină, bineînțeles, ca în fiecare zi, să văd ce mai fac albinele. Astăzi avem în jur de 10 grade la această oră. După cum vedeți, albinele își dezmorțesc aripioarele. Încearcă și ele să sărbătorească Crăciunul, colindând împrejurimile să vadă dacă natura a revenit la viață. Bineînțeles că este prea devreme, dar faptul că zboară, faptul că își, cum să vă zic, își rearanjează un pic rezervele din cuib, își mai fac curățenie și chiar zborul în sine le face foarte bine și sunt foarte încântat. În afară de albinuțe, ca subiect astăzi, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru încrederea și voturile pe care mi le-ați acordat aseară. Doar gândiți-vă să faci parte din finală alături de niște oameni care sunt cu adevărat apicultori. Eu fiind cel mai începător, sau nu cel mai începător, eu fiind singurul începător dintre ei, gândiți-vă cam ce onoare mi-ați făcut și ce bucurie. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult. Ce fac astăzi în ajunul Crăciunului? Pentru că acasă sarmalele sunt la slow cooker, îi spunem noi, la fiert, la oala care fierbe încet. Deci, pregătim cina de ajunul Crăciunului. Dar ce caut eu la albine? Păi dacă noi avem sarmale și am primit și din țară, de la părinți, produse tradiționale și bunătăți, păi n-ar trebui să dau și eu în ajunul Crăciunului ceva bun, ceva bun la albinele mele? Bineînțeles că nu trebuie la toate. Asta cred eu că este echivalentul a sarmale cu smântână și poate și ardei iute. Are și miere, vedeți aici, și miere de, ia, știți ce e asta? Asta e blackberry, mur negru. Bineînțeles că pe aici, ia uite, blackberry, blackberry și are și iederă. Dacă mergem pe aici, unde e un pic mai tare, ia să vedem. Aici e iederă curată, e practic cristalizată. Deci, da, nu se poate, stați, că măcar un pic, îmi cer scuze. Măcar un pic. Eu sunt un mare mâncător de miere, nu vă închipuiți. Da, nu vreau să vă fac poftă la cei care, sau vreau să vă fac poftă și la cei care nu sunteți apicultori, să mergeți să cumpărați de la apicultorii din zona dumneavoastră miere curată, miere originală și nu de la supermarket făcături. Deci, ca să nu, e dumnezeiască, deci mierea este, dacă există Dumnezeu, sigur mierea a fost gândită înainte de crearea omului să fie atât de bună. Bun, cui dau sărmăluțele astea bune de Crăciun? Doar la 3 familii de aici, de la mine, adică la acesta, adică la stupul unificat, cu toate că ei au, sunt convins că au mâncare, dar această ramă le-o pun, bineînțeles, în afara cuibului, nu o descăpăcesc, nu nimic, o las doar să fie disponibilă pentru albine, dacă vremea se mai menține așa, pentru că, cum vă spuneam, zilele astea aveam undeva la 8-10 grade ziua și noaptea, să spunem că
să zicem că scăpăm de îngheț. În al treilea rând, vreau să vă spun să aveți un Crăciun, să vă urez să aveți un Crăciun cât mai frumos, cât mai liniștit, să aveți sărbători fericite, să fiți alături de cei dragi, să uitați toate lucrurile rele și negative de peste an și să îmbrățișăm 2023 cu mai multă energie, cu mai multă hotărâre, cu mai multă determinare și cu rezultate din ce în ce mai bune. Vă reamintesc ideea, sloganul pe care tot timpul am în minte: să transformăm România în cel mai important și cea mai mare putere în apicultura europeană. La mulți ani, vă mulțumesc, ținem legătura, ținem aproape, mergem înainte pentru ajunul Crăciunului. V-am colindat și eu cu acest filmuleț scurt, colind și albinele cu ceva miere și ne vedem după sărbători să ne reapucăm de treabă și de apicultura științifică. La mulți ani, vă salut, să trăiți! La mulți ani!